În urmă cu mai bine de 20 de ani s-a jucat ultimul spectacol. După Revoluție, grădina de vară, aflată oficial în conservare, a intrat într-un stadiu avansat de degradare. Consiliul județean Argeș a câștigat după ani de zile procesul cu presupuși moștenitorii ai spațiului, iar de anul trecut au început și lucrările. Grădina de vară sau Teatrul de vară, cum mai este cunoscut acest spațiu din spatele bibliotecii județene, va deveni în sfârșit din nou un loc în care instituțiile de cultură argeșene să pună în scenă spectacole și festivaluri. Președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a fost în inspecție pe șantier, iar ProArgeș vă prezintă în exclusivitate stadiul avansat al lucrărilor. Urmează să fie amenajat spațiul verde, să fie instalate gradene pentru spectatori, scena este și ea aproape gata de spectacole. De asemenea, Dan Manu a cerut ca lucrările să fie grăbite pentru că teatrul de vară va debuta cu un eveniment care se încadrează în anul centenarului Marii Uniri, eveniment la care vor participa oameni de valoare precum Dan Pizza sau Lucia Hosulongin.